Merg cu a treia prin apă, cu a patra. Că zbor. Opa. Aici o iau la stânga, mai mai faci la stânga aici. Harta asta pe multiplayer s-o va salva progresul pe ăsta? Da, pentru că eu joc acum la tine, harta se salvează la tine în calculator. Toate progresele care se fac aici se salvează la tine. Bun, și dacă vrem să mai jucăm mai târziu, putem să jucăm tot pe progresul ăsta, probabil. Da. Dacă mai vine cineva, poți să joci în continuare după ce ai făcut acolo, că cu practic el. Tu da, o salvezi. Da, da. E șmecher rău, Gipul ăsta. Dar tu pe care l-ai luat, nu pe ăla la 60? Nu. Nu l-ai luat, l-ai luat pe ăla la 40? Da. Eu am crezut că la primul nu există nici zăpadă, de asta zic. Nu, e singura diferență e că ce ai luat acolo este cu Season Pass și ce mai apare în continuare o să fie și la tine. Bun, am ajuns la turn acum. Acum, trebuie să te duci unde e, l-ai descoperit. Da, nu, că descoperit. Ce-ul practic îți arată ce... El prezintă. Da. Bun, următorul e... Așa, deci voi merge aici. Așa, că nu știu din alea să mă întorc. Bun, bun. Acum... Foarte așa că joc, îmi place. Tot în față, probabil că e să-i luăm. Ce iau prin oraș? Da, mulți au ales varianta la 40 de euro. Eu am crezut că la 40 de euro nu există zăpadă. Nu, nu există. Jocul este standard, deci nu are nicio legătură. Singura da. Chestie e că ce urmează la tine o să fie gratis. E, oare o să apară și festiv? În teorie, din câte știu, poate greșesc, poate nu. Ei au un contract de un an de zile cu Epic Games-ul pentru jocul ăsta. După este posibil să intre și pe Steam. Acum nu știu. Frumos ar fi dacă este să intre pe Steam și să-ți dea și serial number să-l activezi acolo. Numai da. Să-l activezi, nu? Da, a, pentru că tu ai luat, dar numai că nu știu dacă o să-ți dea. Face ceva. Problema rămâi... e de unde știm noi că nu o să facă contract după cu G2A și nu o să fac cu Steam? Nu. G2A vinde jocul, nu susține. De exemplu, Steam are practic îți oferă posibilitatea să salvezi, să joci, să ai undeva un spațiu de stocare pentru joc. Ai văzut când instalezi Steam, practic tu îl descarci automat. G2A nu ți oferă așa ceva, doar Epic Games. Și Epic Games încă sistemul lor este de toată praștia, practic, nu. E Epic Games. La am văzut la Dorel la asta. Că se plângea că și-a luat țeapă de 100 de lei pe G2A și i-a donat unul înapoi 100 de lei. Trebuie să fericit de la. Da, fiecare face ce poate și cum poate. Vezi că înregistrez. Deci ai grijă ce spui. Bine că mi-ai zis. Na, ideea este în felul următor, pe G2A n-ai cum să iei țeapă, iei țeapă, dar te duci, dai mail la ăștia cum zice, la service, în dracu zice, și îți recuperezi banii.
Eu am avut un joc de 10 euro, cred. Da, 10 euro. Și ăsta cu mici mi-a recuperat jocul. Deci nu este nicio problemă. Singura chestie e numai să dai mail. E adevărat, aștepți un picuț, dar îți recuperezi jocul. Acum dacă el nu știu ce a făcut el acolo, poate că nici nu a dat mail. Nu știu, n-am idee. Dar eu mi-a recuperat. Am avut probleme și mi-a recuperat jocul. Și tu dacă îți cumperi acum ceva și te duci și dai un mail la ăștia la suport, spune, băi, uite, am cumpărat chestia asta de la voi și, din păcate, uite, nu mai merge serialul. Și o să zic că da, ok, așteaptă, te rugăm să soluționăm problema, să vedem din ce cauze. Și se uită frumos în baza de date să vadă de la cine este jocul cumpărat prima dată și ia legătura cu el. Că respectiva persoană nu cred că o să-și permită să-și piardă punctele alea de credibilitate pentru un căcat de joc. Acum hai să fim oameni, nu? Trebuie să fii nebun. Am mai descoperit unul, hai să mai vedem pe unul ăsta. Bravo, mai am unul aici. Bravo. Hai să ne punem site-ul. Nu-i cred că îl cumpați. Ne face să joci. Adică te face să ai de lucru, de lucru și să te joci cu continuu. Și asta e adevărat. Trebuie să trec pe podul ăla pe unde l-am făcut eu și mai am unul aici. Pe unde să iau eu pe aici, de pe punctul ăla? Astea sunt watch point-urile cum erau pe Madrunner-ul normal, nu? Adevărat. Numai că acum sunt niște turnuri. Corect, le-au schimbat un picuț design-ul, dar e același lucru care era și pe Madrunner. Cam în cât timp abladez un videoclip de 30 de minute? Nu știu, că n-am fost curios așa să îmi dau seama. Să fiu atent, sincer chiar nu știu. Eu unul de 30 de minute în 4 zile, cam așa, și zi și noapte. Hai, de capul meu. Unul de 12 minute. Mă gândesc că până la urmă o să găsești o soluție și nu o să mai ai problema asta. Da, decât să mă mut de aici. În rest n-am altă soluție. Aici în zona la mine este decât Orange, Vodafone și Telecom. Pă bun și... N-am decât să mă mut. Oh shit. Și Digi nu are ceva sistem? No. Sau Telecomul nu are ceva aparatură mai specială? Am întrebat un prieten și zice că pot să schimb placa, dar și că merge la fel. Ce placă mai exact? Să îi pui de 100 de mega sau de 1000. Tu te referi la placa de rețea de la calculatorul tău? Nu, de la placa de la calculator, de la... Au ei o placă anume care cum e și la Digi, nu? Dacă nu mă înșel, așa mai zis Dragoș. Care da, poți să schimbi? Tu te referi la receiver? Da. Ok. Dar normal ar trebui să-ți dea receiver-ul cel nou. Dacă este pe ăla vechi, ești limitat la 100 ca viteze. Ăsta nou are la 1000. Eu n-am nici 100, zic 100%. Oh, shit, shit. Da, este ăla, mă gândesc că este ăla vechi și ăla vechi de toată jena. Și atunci ai, da. Ești limitat la viteză. Luând router-ul cel nou, atunci practic tu ai acces la viteză mai mare. Păi da. Nu, și atunci trebuie să faci cerere la ei să-ți dea. De asta da, trebuie să faci cerere ca să ți-l trimită sau să vină cineva să ți-l aducă, să ți-l instaleze. Că mă gândesc că acum nu o să te pui să te muți din zonă că până ai internet. Trebuie să fii nebun. Păi da.
dacă te pui să iei internet de la Vodafone sau de la Orange, o să plătești de sarca pacele. Nu-i vorba, tu știi cât de prost e internetul de la Orange? Am un prieten care mă joc Eurotrack cu el, numai chic îi dă din cauza că are piste 1000 MS-ul într-una. Da, dar ideea este că au spațiu puțin, practic e Digi și ăsta Digi. Vodafone și Orange practic sunt o parte de Telecom și nu oferă giga mulți la abonament. Păi asta și problema. No, e bine și așa. Îs mândru că pot să zic că nu poate să ia, să mă scoată de pe Eurotrack Simulator 2 Multiplayer, adică e ok, îl am când am 45 MS-ul, când am 67, când am 85 în Eurotrack. Pe farming fluctuează, depinde de ce lucruri fac, am văzut. Cum ar fi dacă transport ceva greu, am văzut când scade, îmi crește MS-ul și eu nu înțeleg de ce treburile astea. Atârnă greutatea pe fibră. Îți consumă greutatea suplimentară din de remorcă. De da. Ce? Hai că am descoperit repede harta 2. Oameni. Mai am unul aici. Aici vă cam și o benzinărie, nu mai bine pun și niște benzină. Hai să punem niște motorină. Ce? Ok, și apăs F. Atât de player. Hai că am învățat să pun și motorină în jocul ăsta. Tot e bine. Bravo. E un progres și ăsta. No, hai pe acolo. Asta ar fi primul pas. Întâi descoperi harta ca să vezi ce ai pe ea și mai după, după aia te apuci de misiuni. Eu nu știu ce să mai descoper. Și descoperim practic harta, descoperi și alte misiuni care sunt. Tu ai două tipuri de misiuni, alea standard din joc și sunt unele suplimentare. Dar pe înțeles, partea asta de ce e cu negru? Pentru că nu-i descoperitul. Da, dar nu mi-arată niciun turn pe aici. Sau dacă îl descoperi tu pe ăla care te duci tu, oare descoperi și bucățica asta, marginea asta? Deci în colțul unde sunt eu, am un turn de descoperit. Iar în partea astălaltă, unde teoretic ești tu, da, mai ai unul, da, în capăt. Trebuie să treci de oraș și să te duci până în capăt, în colțul celălalt. Am vezi că ai turnul, ai un turnuleț acolo, îți arată. Am văzut. Acolo trebuie să ajungi. Dar să ai grijă să mergi pe drumul ăla principal, pentru că ăla este pe o insulă acolo. Da, nu mai descurc. Atât. Ia că trebuie să mai iau după prostiu atât astea. Mi-e deși mie m-au. Oh.
îmi scrie și cu câți kilometri merg, numai vitezele? Dacă nu scrie și kilometri. Kilometri merg. Oh, opa! Wow, dar ce ai? S-a ocolesc să ajung la el. Ce-a? L-am descoperit și pe ăsta de aici. No, bun, încă un pic și-l descoper și pe ăsta de aici. S-am terminat, descoperit, da. Practic, harta. Și acum tu ai acces la toate questurile de pe harta. Pentru că tu ai făcut serverul, practic, tu ai acces la toate. Questurile o să le găsești exact în meniu acolo, când apeși pe hartă. O să-ți apară în partea... Și acum teleportez la garaj? O să mă teleportez la garaj? Da, te poți teleporta, exact cum ți-am spus. Dai mapă, da, și dai, da, acolo garaj și te duce direct el la garaj. Nu trebuie să dai un click pe, da, chestia aia verde, atât tot. Dar nu mă să-l șipe pe garaj. Oh, uite, da, da, bun. Serios că nu mi-e... scuze, gata. Și m-a dus la garaj. M-a dus la filmare? Nu, încă nu. 20 de minute o ține. Mai sunt exact 2 minute cât ajung eu la tun. Mai, sincer, n-am crezut că o să-mi placă drăcovenia asta de jeep mic rusesc, dar e așa de drăguț. Mă mărgăme să rămas de pe. Hai să moară Bibi, nu ieși afară. Măcar l-ai descoperit. Bă, nu l-ai descoperit, dar ce cauți acum? Acum, păi pentru turnul ăsta. Hai că mai am un pic și eu să fac din baneria asta și mă duc și-l descoper. Încă un pic, încă un pic, încă un pic. Da, încă nu știu. Sper să ajungă drumul ăsta la tur. Să nu îmi facă vreo surpriză. Da. Nu, cred că am uitat de la mâna până la gură. Ce anume? Că nu mai știu cum să ajung la garaj cu tot cu mașina. Apeși asta V și dai recover. Aolo, hai că-s bun. Îi dăm leave. Bun, și hai de acum să-mi iau un tir ceva, un camion. Uite pe domnul ăsta. O te-leau pe ăsta. Ba nu, ba nu, pe ăsta l-am folosit. Hai să-l luăm pe ăla. Da, cred că pornești și eu o filmare după ce termin tu. Poți să încep filmarea și acum, nu e o problemă.
Dar da. Nu mai stai să ajung aici la turn ca să poți să-ți păi arăt da, ce să faci pe hartă. Ce da, costuri da. Să iei ca să-ți vină ție ușor. Se mișcă fain camionul aici. Se mișcă ca în viața rea. Bun. Stop. Tum. Acum, ca să-ți vină și ție ușor și să fie bine, următorul pas care ar fi indicat să-l faci este să descoperi upgrade-urile, tot cu Jeep-ul. La upgrade doar trebuie să...